Bună seara, că se apropie deja seara și încheierea sabatului. Mă bucur să vă salut din nou și să vă spun bun venit la închinare. Sper că sunteți fresh și că suntem deja cu mintea pregătită ca Dumnezeu să ne vorbească. În acest sens v-aș ruga să și cântăm pentru a încălzi și sufletele noastre cu imnul 251. Este imnul O suflete, stai liniștit. Un imn pe care să-l cântăm la adresa lui Dumnezeu, la deschiderea serviciului divin. Dacă băieții la tehnic ne ajută cu un microfon, aș vrea să o rog pe sora Elena Băjan pentru rugăciunea de deschidere. Vine imediat și un microfon. Mulțumesc! Tatăl nostru care ești în cer, în numele Domnului Hristos, venim să-ți mulțumim pentru ziua de sabat. Îți mulțumim că și în această după amiază am putut să venim în locașul de închinare. Amin! Te rugăm să ne binecuvânteze acum, prin Duhul Tău cel Sfânt, să binecuvântezi vorbitorul și pe noi ca ascultători, ajută-ne ca să luăm aminte la cuvântul tău. Amin. Ne predăm în brațul tău, te rugăm să binecuvântezi și sufletele care astăzi au încheiat legământ cu tine. Te rugăm să binecuvântezi tinerii și bătrânii acestei comunități și pe Amin. Fiecare dintre noi. Îți mulțumim că încă avem posibilitatea să ne întâlnim în locașul de închinare. Amin. Te rugăm să ne ajut să prețim aceste momente. Ne predăm în brațul tău în continuare și al tău nume să fie slăvit prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Aș vrea să mai cântăm un imn în ocazia aceasta, pentru că avem tot timpul din lume în ora aceasta. Aveți o propunere? Ce fericire am pe Iisus! Asta vreți să cântăm? Bun, să ținem minte.
Sora, nu știu, va fi un pic complicat să cântăm Ce fericire am pe Iisus, dar dacă așa... 387, dacă așa ne lăsați dumneavoastră testament, să zicem, asta vom face, vom cânta Ce fericire am pe Iisus. 387 e imnul pe care vi-l propun acum, înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta. Mi-aș dori să fiți bineveniți în casa Domnului, să vă fi primit în primul rând Dumnezeu și apoi și frații, surorile, cu multă căldură. Mi-aș dori din suflet să ne ferească Domnul de ispita de a, nu știu, de a moțăi cumva sau de a fi distrași, astfel încât să pierdem poate esența a ceea ce vreau să vă transmit în ocazia aceasta. Dacă ne urmăriți online, mi-aș dori ca și Domnul să vă țină acolo focusați, concentrați pe monitor sau pe telefon, astfel încât să nu pierdeți firul ideilor. Pentru că mi-aș dori mult ca așezământul ăsta spiritual să ne așeze exact în punctul în care să ne vedem puțin cum ne vede Dumnezeu pe fiecare și să ne trezească poate din nou și din nou dorința de a fi ca El, de a-i semăna. Știți că vorbim cu textul ăsta, deschidem orice pregătire a prietenilor pentru, în vederea pregătirilor pentru botez. Cu textul din a doua Timotei, capitolul 3, 16 și 17, este acel verset
sau 1 Timotei? 2 Timotei. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător? Nu, nu e asta. Toată Scriptura, ăsta este. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe. Mi-aș dori mult ca în după amiaza asta să învățăm, chiar dacă nu suntem la școală sau nu mai suntem la școala de sabat, să ne mustre dacă trebuie și dacă vă veți simți mustrați, să nu dați vina pe pastor, da? Să ne îndrepte, că de-aia ne mustră. Adică nu ne mustră doar, știți că mai avem noi darul uneori, de a certa, doar de dragul de a certa. Nu, Dumnezeu întotdeauna când mustră, mustră cu dorința de a îndrepta și mai e acolo ceva. Ca să ce? Să fim? Omului Dumnezeu să fie destoinic, să fie abil, să fie capabil pentru orice... Pentru orice faptă bună, pentru orice gând bun, pentru orice plan bun. Ei bine, dragii mei, cam asta mi-am propus în ocazia asta. Să învățăm, dacă trebuie să fim mustrați, să lăsăm Duhul să ne mustre, să ne îndrepte și să ne ducă pe calea care îi place lui Dumnezeu. Da? Trebuie să recunosc că ideea nu vine de la mine, adică... Nu vă aduc un text nou, ba chiar este un text care anul ăsta a mai fost adus odată înaintea noastră. Fix acum o lună de zile, într-un sabat, fratele Fănică a deschis Scriptura pentru noi. Vă mai aduceți aminte ce text a adus în atenția noastră? Așa, dar a plecat de la un text. Ala era. Ăla e mesajul, că să închizi porțile spre ispită, să le zăvorăști zdravă. Dar a plecat de la un text și eram cu soția mea, da, am stat în bancă dacă dumnealui a predicat, și în mintea mea versetul a mers un pic și într-o altă direcție și mi-am notat atunci pe lecțiune, că n-am avut nicio foaie, câteva gânduri care m-au frământat așa, plecând de la textul din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 46. De acolo a pornit. Dumnealui a mers în direcția respectivă și a construit, așa, sub inspirație divină, cred, foarte frumos predica. Însă vreau să readuc în atenția noastră textul acesta. Evanghelia după Luca, în capitolul 6, versetul 46. Cuvântul spune așa. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Vă spun sincer că m-a intrigat atunci când l-a citit. Și am zis, ce vine cu versetul ăsta? Că noi facem, nu? Aia, cam dați din cap. Cam dați din cap că nu prea. Doamne, Doamne, îmi ziceți, dar nu faceți ce vă spun eu. M-a intrigat nu în sensul negativ să mă enerveze, aia uite ce text a adus fratele Fănică, ci pur și simplu am gândit, își are versetul ăsta rost într-un context în care vorbim de oamenii lui Dumnezeu, chemați cu pretenții, cu dorințe, cu aspirații, cu... putem continua în direcția asta. Oamenii în care Dumnezeu poate a investit ani de zile și cumva suntem în punctul în care să declarăm de multe ori și o facem poate într-un mod nu tocmai constructiv, că avem tot adevărul, da? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Dacă mergeți în Evanghelia după Matei, este cumva în oglindă versetul acesta, dar știți că uneori trebuie să citești foarte cu atenție că mai e acolo o chichiță. În Evanghelia după Matei, tot acest verset este așezat într-o pericopă, într-un pasaj, într-un episod în care, sau prin care, Domnul încheie memorabila predică de pe munte, muntele fericirilor, cum spunem noi. Practic cu asta se încheie.
Vă spuneam că în mintea mea parcă s-a stârnit așa o revoltă. Cum, Dumnezeu, chiar e pentru noi versetul ăsta? Adică vorbim de atâția ani, unii dintre noi, eu, de ascultare, de lege, de porunci, de har, vorbim de îndreptățire prin credință, vorbim de sfințenie, vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de Fiul lui Dumnezeu, vorbim de Tatăl. Și tot nu facem. Inițial am zis că nu-i pentru noi. Am zis că nu-i pentru mine. Însă v-aș propune în după amiaza asta să ne evaluăm un pic așa mai la sânge viața, să vedem câteva aspecte din viața noastră. E doar ce voi face în seara asta, e doar așa un exercițiu la care chiar vă provoc să contribuiți și să duceți în cursul săptămânii stilul ăsta de a exersa. Și o să vedeți că ne putem surprinde în ipostaze de-a dreptul inedite înaintea lui Dumnezeu. Facem sau nu facem ce ne spune Domnul? Și am stat și m-am gândit, dacă atunci când fac ce-mi spune, ce mă determină să fac? Care-i forța aia motrice? Care-i resursa aia interioară care mă îndeamnă să fac ce fac ca să-L ascult? Și atunci când nu fac ceea ce îmi spune, de ce nu fac? Care sunt acele bariere, care sunt acele obstacole, care sunt acele prăpăstii pe care le-am creat de nu pot să merg în direcția pe care mi-o cere? Adică dacă suntem atât de bucuroși atunci când împlinim cuvântul său și ne, cum să zic, parcă ne umple sufletul, ne dă, ați văzut când te împotrivești unei ispite sau când iei o decizie bună și, mamă, parcă ai forță, zici că muți munții. De ce n-am continuitate? Poate ziceți, cum zic mulți, Dumne, dar nu prea știu cum e cu ascultarea asta. Știți ce mi se pare impresionant la Domnul Iisus? Și uitați-vă, dacă citiți Evangheliile focusați pe treaba asta, să știți că niciodată nu face nicio afirmație fără ca să o explice. Mai sunt unele lucruri pe care le lasă așa în coadă de pește, că merge acolo pe principiu, încă nu puteți duce treaba asta. Dar în general explică. Face o afirmație și spune, uite, chestia asta e cam așa. Și spune acum, reiau Evanghelia după Luca, versetul 46 din capitolul 6. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Păi cum, Doamne? Cum? Nu știi cum? Hai să-ți arăt. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Vreți să știți cum arată un astfel de om? Se aseamănă cu un om care atunci când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o revărsare de apă și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dacă nu știm cum e cu ascultarea, e, uite, cam așa e. Cu cel care vine la Domnul, aude ce îi se cere și face. Uite, așa e. Ca un om care atunci când a vrut să-și facă o casă, a săpat adânc, până a dat de piatră, asta e ideea, esența, și atunci când a turnat temelia, fundația era pe stâncă. Așa e cu ascultare. Sunt convins că, deși poate n-am pus cazmaua, hârletele, într-un șanț la vreo temelie, dar măcar am văzut cum se face. Uite, așa e cu ascultare. Dar vreți să știți cum e cu neascultarea? Că tot Domnul explică. Spune, uite, așa e. Cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul peste ea, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Vă spuneam că uneori e foarte interesant să studiezi Evangheliile astea așa în paralel, să vezi că apar chichițe. Știți ce spune Evanghelia după Matei?
Cam cum e un om care își așează casa pe stâncă, cu temelia pe stâncă? E, Evanghelia după Matei vine și completează. Știți cum este un om care vine la Domnul, aude și face? Este asemănat cu un om, cum zicea fratele Nicu, cu judecată. Un om înțelept. Un om înțelept. Știți cum este asemănat în Evanghelia după Matei un om care își așează casa cum o fi? E genul care aude, dar nu face. Știe ce ar trebui să facă, dar nu face. Matei 7:26 este omul nechipzuit, omul neînțelept, omul fără minte. Poate zicem, bun, am înțeles cum e treaba cu ascultarea, dar nu mă știu neascultător. Acum, hai să fim realiști, dacă am trage linie și am face o paralelă între noi care poate venim de 10 de ani la biserică, citim Biblia și facem o grămadă de lucruri pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru și ceilalți care nu fac asta, până la urmă, cum spuneam și dimineața, când te uiți în stânga și în dreapta, cum ești? Ești chiar bine. Ești chiar bine. Dar nu vreau să privim în stânga și în dreapta, nici măcar în spate, vreau să privim la Dumnezeu în seara asta. Poate spuneți, nu ne știm neascultători, nu ne știm neîmplinitori, nu ne știm oameni nechipzuiți. Să știți că așa spuneau și evreii pe vremuri. Și fratele Fănică a citit puțin și de acolo a ajuns la ideea de porți, de a închide porțile, a citit puțin din Maleahi, capitolul 1. Merg și eu în Maleahi și vreau să vă aduc aceeași chestiune pe care o facem noi acum, dar într-un alt secol, cu alți oameni. Că nici ei nu se vedeau răi, neascultători, neîmplinitori, oameni nechipzuiți. Maleahi, capitolul 1, versetele 6 și 7, spunea Domnul acolo că un fiu își cinstește tatăl și o slugă își cinstește, își onorează, își slujește stăpânul. Dacă eu sunt tată, spunea Domnul, unde-i cinstea? Unde-i cinstea? Că nu o văd. Dacă sunt stăpân, unde-i teama față de mine? Zice Domnul, le spunea preoților, voi care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Cu ce ați nesocotit? Hai să vă spun. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cum Doamne că n-am făcut treaba asta? Cum te-am spurcat noi? Ei, uite, prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Sau ați gândit că ce se întâmplă acolo poate fi oricum, oricând, cu oricine, nu contează. Ei bine, dragii mei, spuneam eu și în alte contexte că la Dumnezeu chestiunile simple, banale, chiar fac diferență. Detaliile chiar contează. Sunt acele aspecte cărora noi oamenii de multe ori nu le dăm importanță. Însă, aspectele astea fac diferență între spiritual, moral și lumesc sau imoral. Și aduceți-vă aminte că nu degeaba spunea Domnul că cine-i credincios, în care lucruri, spuneți dumneavoastră? În alea mici, mărunte, în detaliile alea pe care nu le-ai lua în calcul în alte contexte. Nu le-ai băga în seamă. Cine este credincios în lucrurile astea mici, poate fi credincios și în cele mari. Și cine a trecut testele astea mărunte ale vieții, atunci când Hristos va veni, poate primi și însărcinare peste lucruri mari. Și poate că nu ne vedem neascultători. Dar vreau să vă provoc, spuneam de un exercițiu în ocazia asta, dacă chiar suntem așa cum declarăm că suntem, sau sunt aspecte unde probabil ar trebui să fim
mai vigilenți, mai atenți. Am vrut să văd și vă spun sincer că chiar nu m-am oprit, le-am notat cum mi-au venit în minte. Și dacă mergeți acasă, puteți să o luați și dumneavoastră, efectiv să frunzăriți Biblia și veți vedea că ne oprește Duhul Domnului acolo unde nu suntem cum trebuie. Am luat pur și simplu câteva aspecte din Sfânta Scriptură, că am vrut să văd de ce ne spune Dumnezeu nouă, care credem că suntem bine, că nu facem ceea ce ne spune. Și zice, Doamne, e imposibil. M-am gândit la noțiunea și principiul sabatului. Știți că sunt multe aspecte care reglementează problema asta, dar atunci când mă gândeam la chestiunea despre sabat, e un verset în Sfânta Scriptură, Exod 16:23. Cumva la începutul poporului Israel, când îi scoate Dumnezeu din Egipt și încearcă să-i formeze ca popor. Și dă niște chestii simple, mărunte, banale, pe care trebuiau să le facă. Zice așa, fierbeți, coaceți ce aveți de copt, păstrați până a doua zi, da? Cu alte cuvinte, faceți toate lucrurile astea care, în mod normal, nu sunt rele în ele însele, dar pot aglomera ziua de sabat și o pot face ce nu trebuie. De asemenea, din seara zilei până în seara zilei următoare, ce să faci? Să prăznuiești, să păziți sabatul. Mai păstrăm sabatul așa cum vrea Dumnezeu? Nu trebuie să-mi dați răspuns. Și nici măcar nu trebuie să... lasă că știu eu pe cine. Nu vă gândiți la altcineva, gândiți-vă la dumneavoastră. Dacă nu cumva ar fi posibil să scăpăm detalii și cumva în vâltoarea, în iureșul ăsta al vieții să intrăm în sabat, în ziua de odihnă, așa, târâși cu multe. Și atunci pot înțelege de ce Domnul spune, degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu. Am mers într-o altă direcție. Mai postiți? Asta mi-a venit în minte. Ideea cu postul. Mai postiți? Nu mai postim. Ba mai postim. Mai postim. Cum postim? Hai că așa postim toți. Cum postim? Poftiți? Nu. Dar cum postim? Cum facem când postim? Nu mâncăm, poate citim mai mult, ne concentrăm mai mult pe cele spirituale, nu? Așa facem. Dar zice Domnul, vorbește pendelete despre post. Zice, iată postul plăcut mie. Nu, zice, oare ăsta e postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, Isaia 58:5-6 versetele. Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă. Atenție, nu vreau să spun că asta nu trebuie. Că sunt momente în viața popoarelor, nu doar poporul Israel, când oamenii și-au sfâșiat hainele și n-au mai mâncat și au stat acolo cu țărână, cu cenușă. Deci nu vreau să spun că asta nu trebuie. Dar vorbind de uzanță, da? Spune Domnul, iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupliți, rupe orice jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adun casa ta pe cel nenorocit și fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă, nu întoarce spatele semenului tău. Ei, ăsta e postul. Câți postim așa? Pentru că, așa cum spuneați, în general când vrem, de exemplu, într-o zi de sabat să nu mai postim, vorbești cu soția, nu mai gătim mâine, că ținem post. Da, și ok. Și poate e în uzanța familiei treaba asta, un sabat pe lună sau nu neapărat pe sabat, poate fi o zi din săptămână. Dar Biblia nu zice așa, zice, dacă vrei să postești, pune mâna, încinge cuptoarele și fă mâncare. Dacă vrei să postești, fă mâncare și aduci în casa ta pe cei care n-au să mănânce. Și pune-le lor
Și ăla e un post care îmi place mie. Acum, în ideea, în spirit didactic, duc și eu lucrurile într-un anumit fel, într-o anumită direcție. Cred că am înțeles cumva adventismul un pic ca un os uscat, așa. Și am încercat să luăm lucrurile alea de extremă, pe care poporul Israel nu le făcea în mod curent. Adică nu posteau un sac și cenușă în fiecare săptămână. Ba chiar ajunseseră ca un pipirig. Știți cum e? Cum o fi un pipirig? Nu știu exact ce... Dar de la duce Domnul și îl menționează aici, îmi dau seama că nu era o poziție tocmai așa de dorit. Poftiți? Mai cocoșat, mai știi, fața aia, să arăți că se întâmplă ceva cu tine. Să arăți că se întâmplă ce? Trebuie să văd eu că postești? Și uitați-vă, dragii mei, că duce Dumnezeu lucrurile și ni le-a lăsat scrise, nu trebuie să le ghicim. Adică nu trebuie să le inventăm noi să vedem aolo cum o fi. Le-a lăsat scrise, negru pe alb. Uite, asta îmi place. Asta îmi place teribil. Nu spun că așa cum o faceți e o chestie greșită, dar nu asta e esența, să te abții de la mâncare, să nu mănânci tu o zi. Și dacă nu mănânci o zi, 2, 3, 5, 10, care e problema? Da, au fost cazuri în viața oamenilor lui Dumnezeu când n-au mâncat 40 de zile. Dar de câte ori au făcut treaba asta? Poate că s-a întâmplat o dată în viață. La Moise a mai fost încă un episod acolo, dar nu faci de 2 ori pe an, de 3 ori pe an. Dar Hristos vrea să fie uzanță. Uite, asta îmi place. Bun, nu mănânci, nu mănânci. Dar fă un pas spre cel de lângă tine. Am închis paranteza cu postul. La bârfă m-am gândit apoi. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Mai bârfiți? Poftiți? Ohoho. Zice Levitic 19 cu 16 așa, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu umbli cu bârfeli. Trebuie să vă citesc ceva, că am văzut și mi-am notat într-un folder pe telefon, dar am uitat să inserez aici și ca să nu greșesc, apropo de treaba cu bârfa, unde am pus-o? Nu o găsesc. Încerc să reproduc. Zice așa, ai grijă cu cine vorbești. Ai grijă cu cine vorbești. Că în general oamenii aud jumătate din ce spui, înțeleg un sfert și vorbesc de 2 ori mai mult decât ai spus tu. Nu ridicăm mâna, că nu ne afișăm că suntem bârfitori. Dar a spus-o Domnul clar. În poporul meu nu are ce să caute așa ceva. Și e dezarmant când îți sunt date cazuri concrete. Ce să zici tu că nu e așa? Că frații tăi, că surorile tale, că tu poate ca pastor... Cred că ar trebui să fim un pic mai atenți. Că zicem că suntem ascultători. Adică, sincer, nu m-aș plasa în grupa celor neascultători. Dar pot fi aspecte mărunte care să ne scape. Închid paranteza despre bârfă. Mi-a venit în minte un alt text. Este o situație pe care Biblia o creează. Și spune, știți, pe pământ, aici, în Valea Umbrei Morții, veți ajunge în situații în care să fiți tensionați unii cu alții. Și Biblia spune așa, dacă fratele tău, Matei 18, cu 15 la 17,
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Singuri. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Întrebare, când aveți conflicte, câți dintre noi facem așa? Când te-a supărat, te duci și îl spui pastorului. Îl spui bisericii. Dar Biblia nu zice așa. Zice, ai o problemă? Sunt sunat de multe ori. Frate, pastor, să vedeți, XY, și opresc, abia pun frâna. Ai vorbit cu persoana respectivă? N-am vorbit, dar v-am spus dumneavoastră. Mi-ai spus degeaba, pentru mine treaba asta nu există. Eu o să mă duc și o să-i spun că știu de la tine. Nu, vă rog eu că nu așa. Atunci de ce mă încarci pe mine? Nici nu ne putem da seama câte lucruri s-ar rezolva în biserică dacă am merge pe principiul ăsta. Și noi zicem că suntem ascultători. Dar Domnul spune așa, este o situație de conflict, de neînțelegere, de supărare. Du-te acolo și vorbește, bate, stăruie. Mijlocește pentru împăcare, lasă de la tine. Cere-ți iertare. Chiar dacă poate nu tu ar trebui să-ți ceri iertare. Nu te ascultă, te ascultă, l-ai câștigat, e fratele tău. Nu te ascultă, mai ia cu tine pe cineva. Pe cineva de încredere, pe cineva care e un om al lui Dumnezeu. Și abia apoi o anumită cauză să ajungă în biserică. Și de aici apar bârfele, apar situații de neînțelegere, situații peste care oamenii nu trec ani și ani și ani. Și să știți, dragii mei, că și în Biblie listele pot continua, exemplele pot continua. Am mers și am țopăit așa puțin și prin spiritul profetic. Că sunt anumite chestii care se întâmplă încă între noi și noi zicem că suntem ascultători și parcă ne intrigă atunci când Domnul spune, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun eu? Am fost la o masă, nu de mult, într-un anumit loc și într-un mod dezvolt, așa, la un moment dat, la masă, a fost adusă cafea. Da, nu fac acum scandal, că nici nu era masa mea. Și până la urmă, fiecare face potrivit conștiinței lui. Spune așa Ellen White, nu bezi niciodată ceai, se referă la ceai negru, cafea, bere, vin sau orice băutură tare, pentru că apa este cel mai bun lichid cu putință pentru curățarea țesuturilor. Dumnezeu a scris legea sa pe fiecare nerv și pe fiecare mușchi, pe fiecare fibră sau funcție a trupului omenesc. Și îngăduirea unei pofte nenaturale, fie că este vorba de consum de ceai, cafea, tutun, băuturi alcoolice, este o lipsă de cumpătare și se află în conflict cu legile vieții și ale sănătății. Prin folosirea acestor articole interzise în organism a fost creată o stare de lucruri pe care Creatorul n-a plănuit-o niciodată. Îngăduința aceasta este un păcat. Mai beți cafea? Nu. Dar bem derivate. Consumăm produse care au cofeină. Știți de ce vă aduc în așa ca niște flash-uri chestiunile astea? Pentru că sunt lucruri pe care sau despre care poate nu discutăm în mod normal, nici nu facem caz de ele, dar fac diferență. Atunci când vorbim de ascultare, vorbim de că e ori de tot, ori deloc.
Am citit în Spiritul Profetic că tot facem, sau cel puțin în lumea asta largă, se face foarte mult tam-tam pe chestiunea asta, să avem grijă față de corpurile noastre. Și noi facem uzanță de asta. Iată ce scrie Ellen White, Îndrumarea copilului, vorbește, are un capitol foarte interesant acolo, și spune așa, cu privire la ceea ce nu putem face pentru noi înșine, există un punct care se cere luat în considerare cu foarte multă atenție și chipzuință. Trebuie să mă cunosc pe mine însumi, spunea Ellen White. Trebuie să fiu dispus întotdeauna să învăț cum să îngrijesc această construcție, pentru că e trupul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ca să pot păstra construcția asta în cea mai bună condiție de sănătate. Trebuie să mănânc lucruri care vor fi cele mai bune pentru mine din punct de vedere fizic. Trebuie să am o grijă deosebită pentru ca îmbrăcămintea mea să permită o circulație bună a sângelui. Să nu mă lipsesc de exercițiu fizic, să nu mă lipsesc de aer. Să obțin toată lumina soarelui ce stă în putința mea să o obțin. Eu trebuie să am înțelepciune ca să fiu un păzitor credincios al trupului meu. Mai facem așa? Vă cunoașteți trupurile? Îi mai spun lui Valic tot, băi, mi-a ieșit ceva pe nu știu unde. Hai mă, lasă-mă cu... Băi, e ceva acolo. Hai, domne, lasă-mă cu... Bă, dacă eu spun că e acolo, asta știi ce înseamnă? Că eu n-am trecut odată la 40 de ani prin zona respectivă și m-am trezit și eu că o luam o aluniță pe acolo sau nu știu ce mi-a ieșit. La modul foarte serios vă spun acum, de exemplu, sunt medici oncologi care spun, de exemplu, despre femei, că în general cancerul de sân, știți cum se descoperă cel mai adesea? Cum? La palpare. Și asta nu că te palpează altcineva, da? Acum nu facem, ci vorbim de a te cunoaște pe tine. A ști ce se întâmplă cu organismul tău. Și, dragii mei, dacă nu facem așa, ăsta e un păcat împotriva lui Dumnezeu. De ce? E neascultare. De asemenea, spune aici că să fii dispus să înveți. Păi pe mine nu m-a învățat mama să gătesc, zice ea. Dar pune mâna acolo și învață. Nu gătește ea, pune mâna tu, ca bărbat și gătește. De ce? Ca să mănânci cea mai bună hrană. Asta e. Să fii dispus să înveți ca să ai casa mai curată. Păi frate, dacă eu așa sunt de lăsă... Dar nu contează, bun, nu te-a învățat nimeni, nu? Dar înveți acum. Sunt unii adventiști care miros. Treaba cu ascultarea are de-a face cu să te duci să te speli. Și nu doar pe tine, că dacă iei tot hainele alea, n-ai făcut nimic. Aveam un frate, frate, m-am spălat, am făcut... Dar hainele, domn. Să fii dispus să muncești echilibrat. Să fii mai curat. Mâncare, vorbește aici de mâncare, să mănânci cea mai bună hrană. După ce criterii ne alegem în hrană? Uneori îi mai spun lui Vali, băi Vali, mi s-a urât să stau pe la Kaufland cu, știi, ea să facă cumpărături și o să bat pe calculator, știi, ca să nu... Chiar mi s-a urât să mănânc la calculator, știi, ca să nu depășim. Sau să mâncăm lucrurile care sunt acolo cu prețuri mai... Nu? Nu vorbesc acum de risipă. Dar după ce criteriu mi-aleg hrana? Să fie ieftină? Cum? Ăla e secretul, sănătoasă. Zice aici de îmbrăcăminte. Care e criteriul după care ne alegem îmbrăcămintea? Hai mă, fraților, că așa facem toți, nu e vorba că vă acuz acum pe dumneavoastră. Că te îmbraci cu ea și te duci în oglindă și cum faci? Dele noi nu zice așa, nu zice să ai oglinda după tine. Mama zice să circule bine sângele în organism. Bine, vorbește și să fie comodă în alte situații. Să fie comodă, cum să mai fie? Călduroasă, adică cumva adaptată anotimpului, dar are niște criterii. Dar nu zice nimic de oglindă. Acum sunt convins că nu...
vorbește și de spirit estetic. Dar nu asta ar trebui să conteze, știi? Și nici nu încapi. Lasă că îi spun lui Vali câteodată că mai îmi iau cât un... Deci ia pantalonii un pic mai largi. Nu, zic, lasă că mai slăbesc. Și știți cum stai? Strâns de burtă, strâns de asta. Da. Și este criteriile după care ne alegem hainele. Sport mai faceți? Că vorbește de exercițiu fizic. Știți că uneori îi biciuim pe aia care mănâncă încă carne. Dar uităm că reforma sănătății nu are de-a face doar cu a mânca sau nu mai mânca carne sau, eu știu, produse de origine animală. E foarte importantă treaba asta. Dar nu-i doar asta. Sport. Câți dintre noi facem sport? Sport regulat. Și acum nu spun neapărat să ai un abonament la sală. Dar uite, cunosc oameni de aici din biserică. N-au abonament la sală, dar se duc, sunt prin oraș. Trag de bările alea fixate de primărie prin parcurile astea. Ies la alergat, în casă. Sport. Vorbește despre aer, să iei aer suficient. Aer curat. Să stai suficient la soare. Zice și de treaba asta. De ce? Știți că au prezentat surorile noastre. Pentru că oasele noastre au nevoie de calciu. Și știți cum se fixează calciu în oase? Cu vitamina? D3, e zi bine, nu? Vitamina D, care ajută calciu să se fixeze. Adică poți să iei tu tablete, nu știu câte, dacă soarele nu te vede niciodată, dacă jaluzelele tale sunt trase tot timpul. Vă spun sincer că nici n-am știut ce pasaj să selectez, pentru că vorbește-le nu ai atât de direct, n-ai cum, ce să zici că să faci tu altfel. Și se întâmplă, poate în casele noastre, anumite discrepanțe din astea. Care sunt detalii, vă vorbeam de detalii, care fac diferență? Pofta. Mai poftiți? Mai poftim, frații mei. Face cineva de aici din biserică o cremă de zahăr ars? Deja am salivat, știți cum? Mi s-a dus așa până în... Și atenție, nu vreau să vorbesc acum despre ce facem sau ce nu facem fiecare în casele noastre greșit. Nu despre asta, că nici nu am intenția asta. Pași greșiți facem fiecare, însă, uite, spune Ellen White, că e imposibil cei care dau frâul liber poftei să atingă desăvârșirea creștină. Mai vorbeam și într-un alt context cu câțiva frați, tot legat de poftă, că ne place. Ne place, frații mei, și bun, asta e ideea. Nu că e, acum că e nesănătos, e o altă poveste. Dar e bun. Și mai avem și din copilărie, că de ce îmi place? V-am zis de crema de zahăr ars, că după mine e așa. Îmi făcea mama cu ouă de acasă, cu lapte de acasă, cu... Ce se mai face? Cu zahăr nu, că îl cumpăra. Și aș fi mâncat cât o cratiță din aia întreagă. Și nu avem nicio problemă. Dar îmi dau seama că poate fi o chestiune de echilibru, de înfrânare, de ascultare. Da? Uite, vă mai spun ceva și cu asta închei. Vorbea Ellen White și vorbește pe îndelete. Nu știu cum mâncați dumneavoastră pe la mesele dumneavoastră, dar vorbește foarte mult despre a mânca condimentat, despre a mânca piperat, sărat, iute. Am fost la o mătușă de-a mea în Statele Unite ale Americii, ea e mexicană de origini și ăștia mănâncă iute, dar iute din ăla, de te ridici în picioare așa dacă ai luat o lingură. Îți rămâne în maxilarul încleștat pe... Și întreb așa și eu mai discret... Și ce mai gătești, ce aveți voi la masă? Zice, am o fasole, o ciorbă de fasole. Zic, Doamne, în sfârșit, o mâncare românească.
că pe unde fusesem numai de ale lor de pe acolo. Zic, mâncă o ciorbă de fasole. Deci am visat tot sabatul la ciorba aia de fasole. Când am ajuns, ce să mănânci? A putut cineva să mănânce ciorba de fasole? Deci era atât de iute. Când n-am putut, zic, băi, Gladys, nu pot să mă ating de ea. Păi ce, dar ce are? Păi zic, iute de mori. Deci asta iute. Asta iute. Temperanță, pagina 95, scria Ellen White. Cu o ocazie, când soțul meu și cu mine călătoream, am fost nevoit să petrecem un timp mai îndelungat așteptând trenul. Aflându-ne în gară, un fermier gras cu fața roșie a intrat în restaurantul acesteia și cu voce tare și răstită a întrebat: aveți coniac din cel mai tare? Adică mai pe românește, o țuică de-aia. Răspunsul a fost afirmativ, iar el a comandat jumătate de pahar mare. Esență de piper aveți? Avem. Bine, pune două linguri mari. Apoi a comandat un adaos de două linguri de alcool și a încheiat rețeta cu o doză bună de piper negru. Omul care pregătea toate acestea le-a întrebat: dar ce vreți să faceți cu amestecul ăsta? Iar femeiul a răspuns: păi cred că am să-l beau. Și a dus la gură paharul plin și a băut întreg conținutul înfricoșător. Acest om, a spus soțul meu către mine, a folosit stimulente până când și-a distrus pereții fine ai stomacului. Cred că stomacul lui trebuie să fie acum la fel de insensibil ca un bocanc ars. Contextul era că toate stimulentele astea irită nervii. Sunt ca un bici pentru spinarea nervilor. Dragii mei, închei, că așa am promis, dar întrebarea rămâne. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu? Despre George Bush se spune că la un moment dat și-a vizitat părinții. Și pentru că a și înoptat la părinții lui, era deja președinte al Statelor Unite ale Americii și până să se trezească toată lumea în casă, a coborât. Știți că americanii au jos living, bucătărie și toate astea și dormitoarele la etaj. A coborât să-și facă o ceașcă de cafea. Între timp apare și tatălui și au luat fiecare câte o ceașcă de cafea și s-au așezat în living să-și soarbă cafeaua, să citească ziarul, să... și el, în timp ce bea cafea, și-a așezat picioarele pe cafetieră, pe măsuța aceea de cafea. Între timp coboară doamna Bush, mama lui George. Pe măsură ce cobora și vede bărbații așezați pe fotolii în living, îi spune lui George: dă-ți picioarele jos de pe masa mea de cafea. La care tatăl, soțul ei, spune: dar lasă-l, dragă! Ce ai cu el? Pe deasupra este și președintele Statelor Unite ale Americii. La care doamna Bush zice: poate să fie ce-o fi. Dar George Bush, președintele Statelor Unite ale Americii, este și fiul meu. Așa că să-și dea picioarele jos de pe masa mea de cafea. El e președintele Statelor Unite ale Americii, dar eu sunt maică sa. Dragii mei, poate că sunt lucruri la care ținem, care ne plac. Și credeți-mă, că din experiență vă spun că sunt lucruri care ne plac. Cu care am crescut, care ne definesc cumva existența. Și să le scoți înseamnă să renunți la o parte din tine. Dar pot fi ocazii în care Dumnezeu să ne spună într-un mod explicit, să ne lumineze mintea. Acum e timpul să renunți la asta. Poate că ni se cere ca lui Pavel să dăm înapoi cu piciorul într-un țepuș. Nu știu dacă ați dat vreodată cu... Noi avem o canapea din asta în sufragerie și are niște colțuri așa foarte întotdeauna valie la ambele picioarele, picioare vânătă. Că e imposibil când o tragem să nu cineva să atingă colțul ăla. Deci exact așa e. Însă alegând să dai cu piciorul în țepușul ăla,
înseamnă să devii un om cu judecată. Un om care și-a zidit casa pe stâncă. Este omul care vine la Hristos, aude și face. Persistere în neascultare, în a face lucruri despre care știm că nu sunt ce trebuie. Biblia spune că asta e păcat. Persistarea în neascultare ne face prieteni cu lumea. Iar prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Persistarea în neascultare ne face să fim niște oameni nechipzuiți. Niște oameni care vin, văd, aud și se facă plouă. Și ăștia sunt oamenii a căror casă se surpă la un moment dat. Închei cu versetele 22 și 23 din 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23. Dacă uitați tot ce v-am spus și rețineți asta, îi plac Domnului mai mult arderile de tot? Și jertfele mai mult decât ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele și decât păzirea cuvântului, și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Iar neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Nepotul nostru cel mare, Darius, e o fire foarte simpatică, are o față și un comportament atât de expresiv și imediat, din priviri, se uita mamă sa la el un pic și deja începea să se jălească, că știa ce l-așteaptă. Și începea să plângă înainte să primească pedeapsa și încheia cu cuvintele astea: sunt acutător! Sunt acutător! Mi-aș dori să încheiem predica din ocazia asta cu cuvintele: Doamne, vrem să fim ascultători. Amin? Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ca să putem fi ascultători așa cum vrea Dumnezeu, trebuie să privim, așa cum spunea și dimineața, țintă la Hristos. Doamne, spre Tine privim, este imnul 248 pe care vi-l propun. Strofa a doua, printre altele, spune: Doamne, de Tine ascultăm. Vă invit să ne ridicăm și vom încheia cu această cântare.
să salveze omenirea ce moare. Doamne, să vii, te așteptăm. Este cineva care ar vrea să se roage la finalul întâlnirii noastre, să-i mulțumească Domnului și pentru sabatul acesta, pentru tot ce s-a întâmplat? Sora Angela a ridicat mâna și pentru că până vine microfonul la dumneavoastră, aș vrea să vă citesc un gând care să ne călăuzească în săptămâna următoare. Spune așa, este simplu, dar profund și o provocare pentru săptămâna următoare. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Pentru săptămâna următoare, lăudați pe Domnul în fiecare zi. Ne încredințăm Domnului prin sora Angela. Vă rog. Îți mulțumim, Tatăl nostru care ești în ceruri, prin numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, îți mulțumim pentru această zi de sabat. Amin. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care Tu le-ai revărsat asupra noastră în acest sabat. Îți mulțumim pentru învățături. Îți mulțumim pentru mustrări. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ne atenționezi și ne arăți calea fiecăruia și situația fiecăruia în care suntem. Ne recunoaștem, Doamne, în tot ceea ce a spus în acest sabat. Recunoaștem că nu ascultăm și nu facem ceea ce Tu ne spui. Te rugăm să ne ierți. Amin. Iartă-ne și spală-ne, curățește-ne prin sângele Domnului Hristos și dă-ne puterea Duhului Sfânt, Doamne. Mărește-ne credința, Amin. Întărește-ne credință și ajută-ne, Doamne, ca să nu fim ascultători uituci. Ajută-ne ca să fim ascultători de poruncile Tale, căci astfel vom dovedi că dacă îți ascultăm și Te iubim pe Tine, păzim și poruncile, ca dovadă că nu Te iubim, Doamne, și nu ascultăm. De aceea, încă o dată Te rugăm, iartă-ne. Amin. Și dă-ne putere ca țintele care ni le-am pus în acest an să le aducem la îndeplinire prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Personal mi-am ales această țintă a cumpătării. Cumpătare în toate privințele. Te rog, ajută-mă pe mine și pe toți cei care suntem prezenți aici, căci păcătuim în fiecare clipă împotriva Ta, Doamne, prin gândurile noastre, prin gândurile rele care le avem în inima noastră. Eliberează-ne de ele, Doamne, ți le predăm Ție și lucrează în inima noastră după sfântă voia Ta. Amin. Dorim să facem binele, dorim să fim ascultători de Tine, dar recunoaștem că fără Tine nu putem face nimic. De aceea cerem ajutorul Tău și binecuvântările care ni le-ai dat în acest sabat, ajută-ne, Doamne, ca în săptămâna în care am intrat, să privim, Doamne, și să mulțumim pentru binecuvântările sabatului și ele să ne țină trezi în toată săptămâna aceasta și aproape de Tine. Lăudat să fii pentru toate! Ascultă-ne rugăciunile noastre, Doamne, pentru că așa ne-ai promis. Și după voia Ta, Doamne, ajută-ne ca să îndeplinim tot ceea ce țintele care ne-am pus și tot ceea ce am ascultat și în sabatul acesta. Amin. Lăudați să-ți fie numele. Fii cu noi toți în săptămâna în care am intrat și dacă este voia Ta, Doamne, în sabatul viitor, să fim prezenți în casa Ta de rugăciune. Amin. Dar voia Ta să se facă cu fiecare dintre noi în parte. Și îți mulțumim și Te lăudăm prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Dragii mei, vă doresc o săptămână plină de binecuvântări, de realizări. Țintiți sus, să fiți cap și nu coadă. Întotdeauna sus și niciodată jos. Și prin voia Domnului să ne putem revedea cu bine vineri seara viitoare. Nu uitați că miercuri la ora 15 este oră de rugăciune aici la biserică. Este în creștere numărul celor care participă. Nu uitați că luni seara este o grupă care se întâlnește așa,
când la unii, când la alții, nici nu știu săptămâna asta unde, dar la fratele Alin și la sora Monica acasă, e o grupă de tineri, ne strângem să studiem, să ne rugăm și punem țara la cale acolo. Este și sâmbătă la ora 15:30, cam așa, 4 fără un sfert, deja la grupa, este locul unde se face spălarea picioarelor bărbați, acolo este o grupă. Slăviți să fie Dumnezeu pentru toate grupele astea, înseamnă căutare după Dumnezeu, înseamnă dorință de ascultare. Să fie drumul lin, pavat nu doar cu intenții bune, ci și cu fapte bune, în toată săptămâna și să ne revedem cu bine, sănătoși. Domnul cu noi. Amin. Tinerii sunt rugați să se grupeze în sala de jos, în sala de la demisol, unde ne-am mai întâlnit. Am văzut că se strâng rândurile. La un moment dat eram speriat că n-am văzusem decât vreo 2-3 fețe mai tinere, dar apoi am prins curaj pe parcursul prezentării. Domnul cu noi toți. Amin.